Este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 65, versetul 16, că își va veni o vreme când cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu al adevărului. Și binecuvântat să fie toți cei ce vor să primească adevărul său și să rămână oameni ai adevărului, încinși cu acest brâu binecuvântat. Aceasta pentru că astăzi, pornind de la versetul din Cartea Proverbele, capitolul 12, versetul 20, vreau să ne cercetăm în lumina Scripturilor referitor la ispita înșelării și să spunem tuturora nu înșela sau nu mai înșela. Iată cuvintele lui Solomon. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Să conștientizăm cadrul în care ne ducem zilele. Omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu din ce în ce mai mult și spune Scriptura prin Apostolul Pavel în Roman la capitolul 1, că pierzând pe Dumnezeu din cunoștința lor, înlocuindu-L cu idolatria și dedându-se la imoralitate, au fost invadați de toate relele. Și scrie în versetul 29, astfel au ajuns plini, între altele, de înșelăciune. Pentru că lumea este condusă de cel ce, așa cum scrie în Apocalipsa 12:9, a înșelat și înșeală întreaga lume. Și așa va face până la sfârșitul sfârșitului. După cum scrie în Apocalipsa 20, că după ce a fost eliberat din arestul lui în fântâna adâncului, versetul 8, va ieși ca să înșele neamurile. Apoi, spune versetul 10, și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. De acolo încolo nu va mai fi nicio înșelătorie, dar până atunci sunt și încă vor fi. Să privim acum la câteva forme de înșelare pentru a fi prevăzători, pentru a rezista ispitirilor și Domnul al nostru, al adevărului, să ne dea și priceperea și puterea ca niciodată să nu înșelăm și să ne dea îndurarea și ajutorul să nu fim înșelați. În primul rând, în plan economic. Din lăcomie, dacă se cumulează și cu răutate cu atât mai mult, oamenii vor să înșele. Așa cum Laban a tot făcut pe contracte cu genii său, cu Iacov, gândindu-se cum să scoată un profit mai mare. Și pentru că oamenii întotdeauna au fost tentați să înșele, Dumnezeu a lăsat anumite articole în legea sa în a-i preveni. Astfel citim în Cartea Levitic, la capitolul 19, versetul 11, să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Există o menționare concretă în aceeași carte, Levitic 25, cu privire la contractele pe terenuri, care trebuia să țină cont de anul sabatic și de anul de veselie. În cazul terenurilor, în capitolul 25, la versetul 14, este scris, dacă vindeți ceva aproape lui vostru sau dacă cumpărați ceva de la aproapele vostru, niciunul nu vor să nu înșele pe fratele lui. Aici era vorba de numărul recoltelor până când terenul se reatribuia deținătorului inițial. În Cartea Proverbele,
un alt proverb apropiat de cel care l-am citit la început în 11 cu 18, este scris: cel rău dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Apoi, în cărțile profeților mici care incriminează înșelătoria din vremea de apostazie a regatelor de nord și de sud în Israel, sunt multe versete care scot în evidență stilul acesta de înșelătorii în plan economic. Voi citi doar câteva dintre aceste versete. Osea, capitolul 12, versetul 1, lui Efraim: îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit, zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Scrie apoi în versetul 7, Efraim este un negustor care are mână o cumpără mincinoasă și îi place să înșele, și apoi se justifică versetul 8. Cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu s-ar putea găsi nicio lingerie ca să fie un păcat. Oare și conștiința lui îl credea? Poate, intrase deja într-o stare de adormire. Profetul Amos, la rândul lui, anunța starea lor surprinzându-le cuvintele, versetul 5: voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vinde grâu și sabatul ca să deschidem grânarele, să mișurăm efa și să mărim siclu și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm, erau doritor de astfel de zile de piață în care să facă fel și fel de contracte avantajoase pentru ei și păguboase pentru alții. Starea aceasta s-a perpetuat încât și apostolul Iacob o surprinde și o condamnă, scrie în epistola sa, capitolul 5, versetul 4, iată că plata lucrătorilor care v-au săcerat câmpile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă, și strigătele săgeritorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Dar cred că cea mai gravă formă de înșelătorie economică este atunci când vrem să înșelăm chiar pe Dumnezeu. În cartea Maleahi este scris că după întoarcerea din robie s-a încercat să se revină la perceptele legii, la întreținerea slujirilor de la templu. Dar oamenii au încercat să îl trateze pe Dumnezeu așa, la mâna a doua, second. Și în cartea profetului Maleahi, în capitolul 1, în versetul 11, apare o mustrare pentru cei care nu dădeau așa cum ar fi fost drept, cum se cuvenea lui Dumnezeu, cel de care, la care vin toate. Cum a spus David în 1 Cronici 29, Doamne, din mâna ta primim ce-ți aduce. Căci de la setul soarele până la sfințit numele meu este mare între neamuri și pretutine se arde tămâie în cinstea numele meu, să aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este dispurcată și ce atunci este o mâncare de disprețuit. Adică îl tratau pe Dumnezeu cu vite bolnave, cu handicap. Și întreabă în versetul 13, pot eu să primesc din mâinile voastre așa ceva? Ba mai mult, în capitolul 3 scrie de la versetul 8, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat, că astea erau întrebările pe care le surprinde profetul, ce am greșit noi, cu ce te-am spurcat, cu ce te-am nedreptățit. Și Domnul îi spune concret, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Așadar, dragii mei, în plan economic să ne păzim să înșelăm pe cineva și cu atât mai mult când e vorba de partea ce revine Domnului, să nu găsim justificări păcătoase, cum îmi amintesc că îmi povestea un frate în vârstă, cât o fi fost de real cazul, nu știu, dar oamenii sunt în stare de așa ceva. Se spune că un țăran a făcut o promisiune Domnului, că dacă îl scapă dintr-un necaz,
va da o vacă în numele Domnului, o va vinde și va da banii la săraci. Domnul a scăpat, dar el a considerat că a fost prea ușor să iasă din încercarea aceea, cum se dea el banii prețul unei vaci. Așa că s-a dus la piață cu vaca, pentru că se simțea dator să-și împlinească promisiunea, dar a pus de vânzare și un cocoș. Și când oamenii veneau și întrebeau cât costă vaca, nu toți observau cocoșul, că doar era mai mic, el spunea, nu le dau numai împreună. Vaca, să nu vă mirați, costă 50 de lei și cocoșul 2000 de lei. Și oamenii se mirau. Cum? Vaca 50 de lei, da, dar nu o dau numai împreună cu cocoșul. El nu le-a spus oamenilor. De ce a întreprins și retricul acesta? Că atunci când va fi să dea banii proveniți din vânzarea vacii, să nu dea Domnului numai 50 de lei. Trec la un alt domeniu, o altă formă de înșelare în relațiile interumane. Să ne amintim de gabaoniți care, e drept, presați de teama morții au făcut-o. De altfel au fost singurii cananiți care au crezut totuși ceva și nu au fost împietriți total, de aceea nu insist asupra lor. Rămân tot în cărțile profetice, citind din Ieremia, capitolul 9, pentru că atunci când oamenii înșală din punct de vedere economic, înșală în orice alte înțelesuri și relații. Nu poți să ai încredere în ei. 9:4. Fiecare se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații lui, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. De exemplu, dacă se înțeleg doi oameni că vor face ceva, că se vor duce undeva, dacă promit ajutor reciproc sau orice alt subiect ar putea să fie luat în calcul, cei care înșală nu se țin de cuvânt. În Ieremia este scris că la un moment dat, de teama cuceririlor de către babilonieni, s-au hotărât să dea drumul la robi, potrivit prescripției libertății la 7 ani. Dar apoi s-au răzgândit și n-au fost corecți în angajamentul lor. Scrie în Ieremia, în capitolul 38, versetul 22, sunt cuvinte adresate de profet regelui, spunându-i că nu știe de cine e înconjurat. Ce oameni are împrejurul lui? Se va zice despre el, prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar când ți s-au înfundat picioarele în oroi, ei au fugit. Și culmea înșelăciunii relației interumane este înșelăciunea la nivel de familie. Să ne amintim de Laban, care l-a înșelat pe Iacov, nu doar în tranzacțiile cu oile și cu caprele și cu alte animale. A făcut târgul pentru Rahela și a adus pe Lea. Și întreabă Iacov, pentru ce m-ai înșelat? Genesa 29:25. Cred că cea mai gravă înșelătorie nu e când te înșală socrul, ci când te înșală soțul sau soția, căruia te-ai dăruit și noi ca slujitori, uneori suntem puși în postura de a asculta astfel de mărturisiri în care unul sau altul spune, l-am înșelat. Și pentru că pe unii apasă conștiința, Dumnezeu îi mai cercetează, spun și partenerului, te-am înșelat. Ce gust amar este în asemenea situații. Să ne păzească Dumnezeu pe noi și pe copiii noștri.
Dar realitatea cotidiană a acestei lumi este plină, așa ca în filme, de astfel de trădări și de înșelări. Ca să nu mai spun, cumulând cele două tipuri de înșelăciune, că o nevastă sau un soț poate să-și mintă partenerul că n-a vorbit la telefon cu cineva, că numai atâția bani a adus, înșelătorii la nivel de familie. De aceea zice în Proverbe 31, cine poate găsi o femeie cinstită, inima bărbatului se încrede în ea. Și textul de acolo și contextul nu ne vorbește numai despre o fidelitate morală din punct de vedere al curățirii trupului, ci și din punct de vedere a planurilor economice, financiare, în a nu minți pe celălalt, chiar dacă e vorba numai de o discuție, să ai încredere în vorba celuilalt. Foarte important. Ca fată să-ți păstrezi fecioria, să fii de încredere. Ca și soție, să fii de încredere și ca soț cu atât mai mult. Nu doar în a nu-l trăda cu cineva, în a nu-l trăda nici la nivelul inimii, în a nu te minți unul pe altul nici cu 5 bani. Nu suma indică înșelarea. Că spunea Domnul în Luca 16 cu 10, cine crede în sus în cele mici sau cine e nedrept, e la fel și în cele mari. Să ne dea bunul Dumnezeu harul să fim așadar onești în tot ceea ce spunem, corecți, drepți, cum spunem Psalmul 15, chiar dacă e vorba de ceva în paguba noastră. Să nu înșelăm nici atunci când avem ocazie, nici atunci când suntem ispitiți. Dar în al treilea rând, observăm din Scripturi că cea mai gravă formă de înșelare nu e cea în plan economic, că averile sunt trecătoare, nu e cea în plan familial sau în relații, că și acestea au un mandat limitat. Cea mai mare înșelăciune este în plan religios. Atunci când ai impresia și încrederea că ceea ce crezi este bine, atunci când îi acorzi credit unui predicator sau unui proroc și îl asculți, atunci când accepti o anumită doctrină și subscrii cu viața ta, da, dacă ești înșelat. Să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 24, începând cu versetul 4. Aici, dragii mei, vreau să trag un semnal de alarmă că suntem în vremea profețită de Domnul, că întotdeauna au fost înșelăciuni. Dar acum vor culmina, spunea Mântuitorul nostru drag, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor ști eu sunt Hristos și vor înșela pe mulți. Este o constatare. Și 24, că se vor scula Hristos mincinoși, proroși mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Este ceva care trebuie luat în considerare. Spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, la capitolul 11, vorbind despre cei prin care se produce înșelăciunea în plan religios, versetul 13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul Hristos. Nu este lucru mare, dar căci dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, dar sfârșitul lor va fi după faptele lor. Dacă și satana se prezintă și lucrează sub formă de înșelare, toți se asociază cu el, practică această mârșăvie. Tot Apostolul Pavel scria în Roman, la capitolul 16, versetul 18, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșeală inimile celor lesne crezători. Și sunt multe alte texte. Apostolul a avut de a face cu astfel de oameni și avertiza întotdeauna credincioșii, cum scrie la scrisilor celor din Colose, pe care nu-i cunoștea față în față, dar pentru care se lupta.
2 cu 4, spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Firea că vorba de iudeizator, fie de alte influențe păgâne sau tot ce a fost din interiorul sau din exteriorul bisericii de-a lungul istoriei, toate sunt periculoase. Dar, ascultați-mă bine, cea mai mare înșelătorie nu-i atunci când te înșală alții, ci când te înșeli singur. Când te înșală alții, nu intri în posesia adevărului. Când te înșeli singur, ai informația adevărului, dar fie că o neglijezi, fie că motivat de anumite stări păcătoase, nu-l trăiești. De aceea avertiza Iacov. El vorbea pentru evrei, dar e valabil pentru noi toți. Capitolul 1, de la versetul 22. Fiți în plinitura cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și, după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va îndânci privind legea desăvârșită, care este legea slobozenii și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și insistă Iacov, dar cred cineva că este religios. Fac aici o paranteză, pentru că merge la biserică, pentru că face donații, pentru că s-a botezat. Și nu-și înfrânează limba și își înșală inima. Regiunea unui astfel de om este zadarnic. Regiunea curată și neîntinată înaintea Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan și pe văduve în cazul lor. Dar, adaug eu, și, continuă Iacov, să ne păzim neîntinați de lume. Să fim atenți. Să nu ne înșele inima noastră, că bine spune Ieremia în 17:9, că e nespus de rea și înșelătoare. Și noi nu ne cunoaștem bine pe noi înșine. Apostolul Ioan scria și la rândul lui în prima epistolă, în capitolul 1, de la versetul 8, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și sunt atâția care, ei sunt ok, cum se spune în zilele noastre. Dar dacă ne mărturisim, spune versetul următor, Domnul ne iartă. Dar asta presupune pocăință, o recunoștință sinceră. Așadar, am amintit doar aceste trei forme de înșelare. În plan economic, în planul relațiilor interumane și în plan religios. Acest plan din urmă este etern, de aceea să fim atenți. Aș vrea în a doua parte a acestui cuvânt care mi l-a pus Domnul pe inimă, frați și surori, să răspundem unei întrebări. Ce putem face nici să nu înșelăm, nici să nu fim înșelați? Pentru că este puțin spus josnic să înșeli și este dureros să fii înșelat. În primul rând, ca și o măsură simplă, dar necesară, verifică și cere declarații de la oamenii cu care ai de-a face. De aceea și în instanță se cere un jurământ, fenomen întâlnit de-a lungul istoriei. În Cartea Genesa întâlnim astfel de situații, de exemplu în capitolul 21, iar cerut cineva lui Avram, versetul 23, jură-mi acum aici pe numele Dumnezeu că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei, și că vei avea față de mine și față de țara care locuiești ca să trăiești aceeași bunătate pe care o am și eu față de tine. Și Avram a zis, jur. Aș putea să nu se ține de cuvânt, dar nu era cazul lui Avram. Dar totuși este necesar să luăm și astfel de declarații. De aceea legea presupunea doi martori. Numai unul nu era luat în considerare. Tocmai pe faptul că doi mai greu mint la fel și dacă acționează doi, este totuși oarecare siguranță.
Să ne amintim și de David, care a spus unora din cei care până la un moment dat fuseseră în tabăra lui Saul și acum treceau de partea lui, înțelegând voia Domnului. Citesc din 1 Cronici, capitolul 12, că i-a întrebat, dacă sunt sincer, dacă nu cumva au un gând mărșav. Versul 17. Dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nicio sălnicie, Dumnezeu, părinților noștri, să vadă și să judece. Deci să-i punem pe oameni sub dovada mărturiilor verbale sau scrise. Vedeți, și statul procedează la declarații, cum este acum în perioada coronavirusului, pe proprie răspundere. Și sunt alte situații în care oamenii trebuie să declare, având în vedere asta în raport cu oamenii și cu statul, jurisdicțiile, anumite legi care condamnă mărturia mincinoasă. În fața lui Dumnezeu cu atât mai mult. În al doilea rând, ce putem face ca să nu înșelăm și să nu fim înșelați? Fii atent la caracterul oamenilor. Nu numai la ce spune gura, ci la viața lor, la inima lor. Pentru că Domnul spunea, din inimă ies înșelătoriile. Și dacă un om este corupt înăuntru lui, nu poți să le iei în considerare după anumite declarații pe care poți să o dea să și jure. În Proverbe, capitolul 26, Solomon surprindea o astfel de atitudine vinovată. Citesc de la versetul 24. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește o glas dulce, nu-l crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Chiar dacă ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Îmi vine în minte cazul unui om din zona noastră care lucra la achiziționarea animalelor care trebuiau contractate și date la stat în fiecare an. Avea o înșelătorie la cântar, dar el spunea omului care urma să-și urce taurul de regulă pe cântar, vrei să trec 20 de kilograme în plus? Îmi dai și mie ceva? Că de regă oamenii îngrășau acele animale până la limita de la care intra într-o altă categorie, mai favorabilă ca preț. Și el știa cum și ce se întrebe. Și omul spunea, sigur. Numai că el spunea că trece 20 kilograme în sus și cântarul înșela cu 40. Și îl sabota pe om de 2 ori. Da, la oameni te poți aștepta la așa ceva. Numai cine îl cunoștea cu adevărat pe acel om, știa de ce e în stare. Dacă este corect sau nu în ceea ce spune, pentru că sunt oameni care înșală din pasiune, prin natura lor, sunt răi. Au scop mărșav. David scria în Psalmul 38 despre astfel de atitudini, fără scrupule. 38:12, cei ce vor să-mi ia viața mântind cursele, cei ce caut norocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Cine are o inimă plină de sadism să vrea să omoare un criminal, va înșela din pasiune. Poate să existe și alte motive de înșelare, lăcomia de care vorbeam. În 2 Petru, capitolul 2, apostolul surprinde astfel de caractere vinovate în cel mai sensibil domeniu în care putem fi înșelați religios. 2 Petru, capitolul 1, 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 1. Un noroț a ridicat și proști mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furii și rezine micitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Mulți vor urma de străbările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor
Vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi, dar osânda-i paște de multă vreme și perzarea lor nu dormitează, bieții de ei. Ăștia n-au gând să te omoare, dar devin inconștienți în lăcomia lor și te omoară spiritual, pe fondul morților spirituale, că unii sunt de două ori morți și dezrădăcinați, așa cum scrie în Iuda. Avem detalii, dar nu insist acum, pentru cine vrea lectură suplimentară în Ezechiel, capitolul 13, cum se înșela și atunci, cu prorocii, cu vedenii mincinoase, cum oamenii se uitau, cum zice și un alt profet, dacă aveau ceva de căpătat, vesteau pacea, dacă nu războiul sfânt. O, numai Dumnezeu și poate diavolul știe câte înșelătorii în plan religios au fost în cursul istoriei, cum au fost cu bulele papale și cu inchiziția și cu purgatoriul și câte toate, cum spuneau versurile lui Tetzel, de îndată ce îmbănuții în cutie au sunat din purgatoriu în suflet spre cer și zburat. O minciună totală, dar vieții oameni credeau și cei ce puseseră la care înșelătoria luau banii ca să aibă o sândă și mai mare. În al treilea rând, ce putem face ca să nu înșelăm și să nu fim înșelați? Să refuzăm orice colaborare înșelătoare. Să nu fim prieteni cu cei ce înșală. Să nu admitem în casa noastră înșelătoria. Scriptura ne spune prin Psalmist în 34 cu versetul 13 cum trebuie să procedăm în privința aceasta. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare, dacă vrei să ai parte de viață și de zile fericite. Ferește-te de așa ceva. În Cartea Psalmilor, de asemenea, la 101, sunt cuvintele aceluiași David, care spunea pe fondul unui angajament sacru în casa lui, cel ce se dă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Asta cerea legea în Vechiul Testament, dacă cineva din cei apropiați se dedă la închinare la idol sau la vreo nedreptate, să fie sesizat de cei din casă pentru a nu aduce blestemul asupra celor din casă. Să fim atenți, că spunea Domnul în pilda cu semănătorul, citesc din Evanghelia după Marcu, din capitolul 4, versetul 19, ne poate prinde vraja aceasta uneori pe motivul unor nevoi care le avem. Aici scrie de înșelăciunea bogățiilor. Banii sunt locomoși. Nevoile ne pot împinge într-acolo. Se poate înșela fie din sărăcie, din lipsuri, fie din un huzur exagerat. De aceea înțeleptul se ruga, Doamne, păzește-mă de aceste extreme păcătoase. Deci în orice domeniu ar fi să luăm un angajament sacru, că nici noi, nici colaboratorii noștri nu vom înșela. Detestăm și dacă depistăm, sesizăm orice formă de înșelăciune. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne păzească. Este un a patrulea lucru care putem să-l facem, în a nu înșela și în a nu fi înșelați. Să ne rugăm Domnului să ne păzească, pentru că oamenii pot să aibă lucruri ascunse de care noi n-avem cunoștință. Oamenii sunt în stare să pună la cale tot fel și fel de înșelătorii. Îmi vine în minte un caz, l-am auzit mărturisit de la cei de aproape, că un băiat voia să ia în căsătorie o fată și părinții voiau
un cuvânt de la Domnul, între care putea să fie, așa cum avem și în Biblie, un mesaj profetic sau împlinirea unui semn sau vreo altă lucrare divină din diversitatea îndurărilor sale care iese în întâmpinarea nevoilor noastre, Domnul și Dumnezeul nostru. Și băiatul s-a înțeles cu fata să pună un anume semn, nu spun care, nu cumva dacă se aude să se știe. Și l-a adus pe tata, hai să vedem dacă se împlinește semnul. Și s-a împlinit. Dar el tratase cu fata cum să facă, potrivit cu ceea ce spusese el, că e semnul lui înaintea Domnului. Și apoi a venit cuvântul din partea Domnului că își va suporta consecințele, nu doar pentru că și-a mințit tata, nu doar pentru că voia să ia fata, ci pentru că a pus numele Domnului pe înșelătoria lor. Să ne rugăm așadar să ne făzească Domnul de astfel de situații și de astfel de oameni. Domnul îi poate demasca, le poate împiedica înșelătoria. În Psalmul 120 este scris, versetul 2, Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Da, se pare că Samson nu s-a rugat să fie scăpat. Domnul urăște înșelătoria, orice cumpănă, cântar mincinos este urât, scrie în Proverbe 11:1. Și Domnul ascultă astfel de rugăciuni când ne rugăm, Doamne, nu lăsa să fiu înșelat. Descoperă-mi, Doamne. Îmi vine minte cazul unui tânăr care își pusese ochii pe o fată, a hotărât să căsătorească, dar nu avea încă liniște de plină în sufletul lui și atunci a hotărât împreună cu alți frați, surori, nu știu exact, să se roage. Și când au terminat zilele de post, Dumnezeu a demascat o vinovăție gravă a fetei, un păcat în care trăia atunci. Și Domnul l-a scăpat. L-a scăpat pe David și l-a scăpat pe atâția. Pentru că multe înșelătorii se puneau la cale împotriva sfinților și se pun și acum. De aceea să ne rugăm Domnului să ne protejeze. Repet, ceea ce putem face ca să nu înșelăm, să nu fim înșelați. Să cerem declarații, verbale sau scrise după caz. 2. Să fim atenți la caracterul oamenilor care avem de a face, nu doar la declarațiile lor. 3. Să refuzăm orice formă de colaborare pe bază de înșelătorie, pentru ca să nu ne facem vinovați, nici noi, nici să nu fim complice vinovăției altora. Și 4. Să rugăm Domnului care le vede pe toate și are autoritate peste toți și toate să ne păzească. În concluzie, nu aș vrea nici să trăim cu teamă exagerată. Să ne ajungem, cum spune psalmistul în 116, versetul 11, în neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Sau cum l-am auzit pe un tânăr care de fapt nu mai prea era tânăr, a zis cineva către el, de ce nu te căsătorești? Femeia nu-mi inspiră încredere. În Biblie scrie, în Proverbe 31, am amintit, de femei în care te poți încrede, care nu înșală, care sunt curate, sunt fiice ale Domnului, daruri pentru sfinții săi. Să ne amintim versetului la care am pornit din Proverbe 12:20. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul. Dar cei ce nu cugetă răul, cum spune pe paginile următoare, în 14:22, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc bine lucrează cu bunătate și credincioșie și din bunătate și credincioșie niciodată nu se naște înșelătoria. Să știm însă că întotdeauna păcatul înșală. În fond, înșelăciunea este păcat, dar este determinată de păcat. Atât în a înșela, cât și a fi înșelat.
Spune Scriptura în Evrei, la capitolul 3, în mod deosebit despre cele spirituale, că aici este marele pericol, că dacă ne înșală cineva când am cumpărat o mașină, nu e o mare tragedie. E doar o pagubă. Evrei 3 cu versetul 13. Îndemnați unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu-și împietrească inima prin înșelăciunea păcatului. Și culmea înșelăciunii este, așa cum scrie Pavel la 2 Timotei 3 cu 13, dar oamenii răi, deci cei care sunt pasibili de înșelăciune, răi și înșelători, vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Aici e tragedia. Se înșeală singuri. Toți prorocii falși, toți învățătorii care promovează erezii, înșeală pe mulți, cum a avertizat Domnul, dar se înșeală și pe ei. Vor fi duși ca o turmă în locuința morților. Doamne, fie-ți milă de noi! Să ne păzească, Domnul, și menționez în încheiere că este cineva ce nu poate fi înșelat. Este cineva care nu înșală în mod desăvârșit. Noi poate am greșit cândva, poate am înșelat cu 5 bani. Un rest de la o factură nu l-am dat înapoi când eram copii. Spune Scriptura în Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie bazocorit ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. De aceea este indicat să trăim ca înaintea lui Dumnezeu. Nu putem înșela că ne vede. Și de asemenea avem harul să nu fim înșelați că bag el de seamă ce noi n-am sesizat. Să fim așadar cu inima curată, fără vreun gând mai dinainte, fără vreo așteptare și vreo tendință de păcat. Să nu ne asemănăm cu diavolul acela care a reușit să înșele pe atâția, dar așa ca cei răi s-a înșelat și pe el, își va suporta o sânda. Fie că harul Domnului iertător să înșele, să ierte pe toți cei ce au înșelat. Să ne dea harul tuturor să nu mai înșelăm și să ne păzească atunci când este riscul să fim înșelați, dar în mod deosebit în plan religios să nu fim înșelați și să fim corecți cu noi și cu Domnul și cu toți ceilalți, ca la vremea venirii sale să ni se spună, vino, slugă bună și credincioasă. Intră în bucuria stăpânului tău, mărit și binecuvântat să fie Marele nostru stăpân. Amin.